De ce sfărâie copiii și când este cazul să te îngrijorezi? Bună, sunt Daniela Ionescu, medicoarele. Copiii sfărâie din cauza prezenței polipilor, din cauza hipertrofiei polipilor, acest țesut care se află în spatele nasului, deci la distanță de intrarea în nas. De asemenea, ei pot să sfărâie și din cauza unor amigdale foarte mari. Este indicată operația fie atunci când copilul are obstrucție nazală foarte mare, fie atunci când el răcește foarte des și face fie amigdalite, fie adenoidite cu buroi, cu febră, infecții respiratorii acute sau atunci când are apnee în somn din cauza amigdalelor foarte mari. Dacă și copilul tău are probleme cu polipii sau și cu amigdalele și nu știi dacă este cazul să-l operezi sau nu, programează un consult sau lasă-mi un comentariu și voi încerca să te ajut.